Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul gratuite. Astăzi facem un experiment, un video pe care nu l-am mai făcut până acum, și anume vom încerca să ne virusăm cu 50 de virus în același timp și dacă experimentul acesta, în ghilimele, va fi un succes, vom încerca pe viitor și cu mai mulți, da, 100, 500, 1000, vom vedea ce va ieși. Însă, dacă vă plac astfel de idei și ideea asta de videouri, bineînțeles, să nu uitați să apăsați butonul de like, să facem măcar 500 de like-uri la acest video și dacă aveți și alte idei, sugestii de videouri legate de virus sau astfel de experimente, nu uitați să apăsați, bineînțeles, butonul de like, subscribe, toate cele pentru a vedea că vă plac astfel de videouri. Astea fiind spuse, hai să trecem la videoul nostru. Acest video este sponsorizat de site-ul VIP ACDK, cea mai bună platformă unde puteți găsi licențe de Windows, Office și jocuri pe toate platformele. În luna noiembrie, cei de la VIP ACDK au un super sale de Black Friday și, de exemplu, dacă vă doriți o licență de Windows 11, puteți folosi cuponul de reducere TIG12 la checkout și veți avea o reducere de 30% la licență. Dacă doriți totuși o licență de Windows 10 și acestea intră în promul de Black Friday, același cupon de reducere îl puteți folosi și pentru licența de Windows 10. Din nou, TIG12 la checkout și vă veți putea bucura de această super reducere de Black Friday. Procesul de cumpărare a licenței este foarte simplu și puteți activa Windows-ul direct din Settings folosind licența primită de la VIP ACDK. Astea fiind spuse, toate link-urile cu mai multe informații vor fi în descriere. Hai să trecem la video. Sunt din nou pe Windows 10, după cum o puteți observa. Știu că au fost câteva polemici și în comentarii când am vorbit despre securitate Windows 10 versus 11, dar din moment ce testez virus de atâta timp, de atâția ani, am testat pe acest canal sute de virus, pot să vă zic că 100% în momentul în care vreau să testez virus, în special virus mai vechi, virus care poate n-au fost actualizați, aleg Windows 10. De ce? Pentru că te poți virusa mult mai ușor pe Windows 10. Ăsta e adevărul. Cei care nu vor să accepte chestia asta, e clar că nu știu despre ce vorbesc. Hai să continuăm. Bineînțeles că am aici un sistem unde am dezactivat Windows Defender-ul, toată securitatea pentru a putea practic să am toți acești virus în sistem. Vedeți aici că e totul dezactivat, începând cu Real Time Protection până la Tamper Protection. Și acum hai să intrăm în File Explorer ca să vă arăt aici ce virus am eu. Am mai 50 de virus și nu o să vă descriu cât a durat până i-am descărcat, pentru că i-am descărcat pe fiecare în parte, dar am zis să aleg virus care au și o oarecare animație, un oarecare efect vizual pentru a nu fi prea plictisitor acest experiment, așa că majoritatea virusurilor de aici sunt ransomware și vreo 10 sau 11 sunt troieni. Deci va fi destul de interesant. Ce rămâne acum de făcut este să ne ducem puțin printre ei și să vedem care au nevoie de schimbarea extensiei. De exemplu, bun, zic el, va trebui să schimbăm extensia, o să ne ducem la View, apoi la Options, Change Folder and Search Options și vom da la View aici și vom debifa Hide Extensions for Known File Types. Și acum o să ne arate extensia pentru Bonzi Kill. Noi o să mergem aici și vom edita extensia în .exe pentru ca acest fișier să poată funcționa cum trebuie și ne ducem pe aici. Să vedem dacă mai avem cumva vreun fișier text. Nu pare să mai avem, cel puțin eu nu văd. Văd că majoritatea sunt fișiere executabile. Acum, n-aș vrea să încerc să-i rulez pe rând, în sensul că să dau dublu click pe primul, pe al doilea, pe al treilea, pentru că s-ar putea să blocheze sistemul până voi reuși să-i rulez pe toți. O variantă ar fi să încerc să îi selectez pe toți cu control A și să dau Enter. Și în felul acesta mă gândesc că ar trebui, în mod teoretic, să ruleze toți în același timp. O altă problemă este că va interveni smart screen-ul, care este o chestie de securitate în Windows și care s-ar putea să ne încurce puțin socoteala, treburile, dar vedem împreună ce se va întâmpla. Pentru cei care vă interesați și virusul am aici, îi puteți observa, sunt câțiva virus foarte, foarte nasoli, da? De exemplu 00.exe, WannaCry, aveam și Memspace, dacă nu mă înșel, CryptoLocker, DeriaLock, Croton, Petya, Redboot, deci sunt o grămadă de virus care efectiv unul singur din ei ar fi de ajuns cât să-ți pună sistemul la pământ, dar să nu mai vorbim de 50. Deci hai să vedem ce putem face cu acest experiment. Sincer, nu mai fost de mult timp entuziasmat să fac o chestie, să încerc o chestie de genul acesta, deci sper că vă place și vouă această idee. Hai să vedem. Începem prima oară cu metoda de care v-am zis eu, încercăm să-i selectăm pe toți și voi apăsa pe Enter. Nu o să dezactivez netul de această dată, pentru că teoretic n-ar trebui să fie nicio problemă, nu avem virus care s-ar putea propaga pe bază de IP și în același timp aș zice că ne oprim netul s-ar putea să mai scăpăm puțin din alertele de la smart screen, pentru că acelea apar de obicei când nu ești conectat la net și sistemul încearcă să detecteze ceva. Hai să apăsăm Enter. Ok, deci avem o problemă. Din păcate nu putem rula în felul acesta 50 de fișiere. Tocmai am citit puțin, m-am documentat pe Google. Nu putem rula 50 de fișiere. Windows-ul permite maxim 16 fișiere în același timp. Deci va trebui să selectăm 16 fișiere. Apăsăm Enter și continuăm cu următoarele 16, da?
spun, deci tocmai am aflat că ceea ce încerc eu să fac nu funcționează, nu funcționează în felul acesta pe Windows cel puțin. În mod normal ar trebui să te lase Windows-ul să rulezi până la 16 fișiere în același timp, dar trebuie să fie fișiere în mod normal de același fel, deci nu vom putea face chestia asta. Observați că o altă chestie pe care o putem face este să selectăm fișiere de același fel, da? Dacă le selectăm și apăsăm Enter, ne va rula, dar din păcate ne va rula ultimul fișier selectat, deci nici asta nu e o metodă, va trebui totuși să le rulăm manual pe fiecare în parte, deci altă metodă nu văd să putem folosi. Ar mai fi varianta să facem un script care să ruleze toate fișierele automat, dar nu ne-ar ajuta cu nimic pentru că tot ar trebui să umblăm manual la smart screen, deci rămâne singura variantă să dăm dublu click manual pe toți virii. Și hai să începem. Dăm dublu click pe primul, îi dăm run anyway, al doilea, run anyway, al treilea. Acum o altă chestie care s-ar putea întâmpla este să nu apucăm să-i rulăm pe toți, pentru că s-ar putea ca virusii deja să înceapă să cripteze, practic, să se cripteze pe ei înșiși, da? Observați că anumiți virusi nici nu funcționează pe sistem. Ok, bluescreen.exe nu o să ruleze chiar acum, l-aș lăsa pe ultimul loc ca să nu avem probleme să apară bluescreen să nu mai putem rula ceilalți virusi. Nu garantez că o să reușesc să-i rulez pe toți, pentru că s-ar putea să ne umple sistemul de erori și să nu putem face nimic. Ok, până aici am ajuns, cred că până la 00.exe am reușit să ajungem. Ia să vedem, putem să intrăm în Task Manager? Ne lasă oare? Da, uite, asta e o problemă la care nu m-am gândit, deja se restartează. Deci, clar, e aproape imposibil să rulăm atâția virusi în același timp. Cred că am rulat 5-6 și deja se restartează sistemul. Deci, clar că nu reușim să rulăm 50. Și deja avem fereastră aici cu o limbă, nu știu. Deja avem aici butul blocat, cel probabil ne-a șters MBR-ul și toate cele. N-am reușit să rulăm toți virusii, din păcate. Asta chiar îmi pare foarte rău. Nu știu dacă am putea face ceva diferit, dar nu cred că avem cum, pentru că trebuie să-i rulăm manual, trebuie să dăm allow la smart screen și cu toți virusii ăștia e aproape imposibil. Dar totuși aici eu cred că e un experiment destul de interesant. Am putea face pentru următorul episod în care poate testăm mai mulți virusi, 100 să zicem, să încercăm virusi care nu ne vor strica neapărat bootmugurul să ne dea reboot automat la sistem. Asta ar fi o variantă. Dar, bineînțeles, aștept părerea voastră în bucata de comentarii și poate opinii și sugestii de cum am putea să facem acest experiment un pic mai de succes, în sensul că să putem rula mai mulți virusi în același timp. Ar fi și asta o idee. Însă, pentru astăzi, cam acesta ar fi videoul. Am încercat să fac un experiment, aș zice eu, cât se poate de manual, să nu mă folosesc de scripturi sau alte chestii care oricum se găsesc și pe net fără probleme, care îți descarcă automat virus și așa mai departe. Nu am zis să fac totul manual, să descarc virusul manual, să-i rulez manual pe sistemul de operare și cam atât ți-a poți rula până ți se duce sistemul pe râpă, am rulat vreo 5-6 maxim și s-a restartat automat sistemul. Cam atât am putut face. Ne-am avut acolo 50 de virusi pregătiți, dar atât am putut rula. Dacă v-a plăcut această idee de video, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe, clopoțelul activat ca să fiți la curent cu ceea ce vom face în continuare pe acest canal. Eu am fost Emi, vă sus pe canalul oficial tutorial gratuite. Data viitoare vă zic la revedere!